seara, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Tragedie într-un sat din Orhei. Un băiat de 16 ani a murit după ce o poartă metalică de pe stadionul din localitate a căzut peste el. A fost deschis un dosar penal. E urcat pe o poartă. Aceasta nefiind fixată, a căzut cu tot cu poartă. Igor Dodon, cercetat în două dosare, poate părăsi Republica Moldova. Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție i-au permis să plece în România pentru o săptămână. În țară se pare că a venit primăvara. Ieri a fost cea mai caldă zi de ianuarie de când se fac măsurători meteo în Moldova. În sud s-au înregistrat 18 grade. Caz tragic în raionul Orhei, un băiat de 16 ani a murit după ce o poartă metalică de pe terenul de fotbal situat lângă o școală a căzut peste el. Potrivit poliției, poarta nu era fixată bine, iar anchetatorii vor stabili cine se face vinovat. Directorul școlii și reprezentanții Direcției Educație din Orhei au pasat responsabilitatea către primăria din sat. Primarul nu se afla astăzi la muncă, iar la apeluri nu n-a răspuns. Totul s-a întâmplat aseară aici, pe stadionul din preajma școlii. Băiatul, în vârstă de 16 ani, s-a urcat pe poarta metalică pentru a face fotografii. La un moment dat, acesta a căzut, iar poarta s-a prăbușit peste el. Astăzi, poarta încă nu a fost ridicată. S-a întâmplat aseară în satul Seliște din Orhei. Băiatul se afla pe stadion împreună cu alți trei prieteni. După ce a fost lovit, a fost chemat ambulanța, însă era prea târziu. A urcat pe o poartă, aceasta nefiind fixată, a căzut cu tot cu poartă, a fost traumat la cap de către bara de sus a porții, respectiv și fundamentul fiind de beton, în urma traumelor primite, copilul decedat. Băiatul, în vârstă de 16 ani, își făcea studiile la școala profesională din Orhei. Astăzi, în holul instituției, colegii au pus fotografia acestuia legată cu o panglică neagră. Dirigintele adolescentului ne-a spus că de două zile el nu s-a mai prezentat la ore. Ziua de miercuri, la fel, nu s-a prezentat la ore. M-am străduit să iau legătura și nu am putut. Am dat totuși până la urmă de maică, de doamna Oxana, care ne-a confirmat că este la curent. Dumitru este absent de la ore, de motiv că s-a accidentat la o mână, nu știu ce, acolo a avut o tăietură. Dumnezeu ne-a comunicat că pentru ziua de astăzi, data de 19 ianuarie, împreună cu Dumitru se prezinte la școală. Aseară, târziu, de la niște prieteni din sat, de acolo, de la Seliște, am aflat și acest caz care m-a cutremurat cu totalitate. Directorul adjunct al gimnaziului în preajma căruia s-a produs tragedia ne-a spus că stadionul a fost construit acum 10 ani și că este în gestiunea primăriei. El, ca tare, este stadionul satului. El, din ceea ce știu, nu se află la balanța gimnaziului nostru, pentru că aici au acces tinerii din sat, joacă fotbal permanent. Totdeauna se păstrează într-o ordine așa cât de cât stadionul și... Da, poarta mereu a fost așa, știți, nu a fost fixată. Mai vin din sat tineri care mai fac niște lucruri nu chiar frumoase acolo pe stadion, da. Și reprezentanții Direcției Educație din cadrul Consiliului Raional Orhei au pasat responsabilitatea către primărie și nu au comentat cazul. Astăzi nu l-am găsit pe primarul din Seliște la locul de muncă, iar la mesaj și apeluri nu ne-a răspuns. Poliția a inițiat un proces penal. Vor fi audiați martorii, acei trei copii care mai erau la fața locului. Vor fi audiați responsabili din cadrul autorităților competente, inclusiv a instituției de învățământ din localitate, inclusiv responsabili din cadrul administrației publice locale, pentru a stabili responsabilitatea unor factori de decizie referitor la accesul pe stadionul respectiv, referitor la siguranța copiilor. În cadrul anchetei se va stabili cine se face vinovat de moartea adolescentului și cum va fi tras la răspundere. Doi avocați din Marea Britanie îl vor apăra în instanță pe Elan Shore, condamnat la 7 ani și jumătate pentru fraude la BEM. Aceștia au fost admiși în procesul de judecată de magistrații de la Curtea de Apel. Decizia a fost denunțată de Procuratura Anticorupție, care spune că avocații străini nu pot reprezenta interesele cetățenilor moldoveni decât în arbitrajul internațional. Din prima zi, când au fost acceptați, avocații britanici au cerut anularea ședinței.
Noi am discutat ieri despre faptul admiterii avocaților din Marea Britanie în procesul penal al lui Elon Shore. I-a fost acordat un termen de 3 săptămâni pentru a face cunoștință cu materialele cauzei. Dar de ce am solicitat 2 luni? În cadrul ședinței, procurorii au cerut ca apărătorii internaționali să nu fie acceptați în proces. Avocatul din alt stat nu poate reprezenta interesele persoanelor fizice sau juridice în instanțele de judecată și în relațiile cu alte autorități publice decât în arbitrajul comercial internațional. Avocatul din alt stat poate asista avocatul din Republica Moldova, se menționează în comunicatul emis de Procuratura Anticorupție. Procurorii, aceia că ei declară așa cum îi trebuie lor, asta e treaba lor. Dar noi declarăm așa cum noi considerăm necesar. Noi suntem persecutați și au fost primite decizia de către clientul nostru de a trage în proces alți avocați. Până când noi rămânem. Președintele Uniunii Avocaților ne-a spus că apărătorii din Marea Britanie au fost înscriși în registrul avocaților străini din Republica Moldova și îl pot apăra în instanță pe Shore cu o condiție. Ei pot să-și exercite meseria de avocat sau anumite activități avocațiale în conformitate cu contractul și cu legislația în vigoare. Deci, încă o dată repet, ei nu au dreptul și nu au voie să reprezinte și să apere interesele cuiva de sine stătător. Doar împreună cu un avocat din Republica Moldova, pe celelalte cazuri, în afară de cazurile penale, au dreptul să asiste avocații din Republica Moldova. Portalul anticorupție.md scrie că avocații din Marea Britanie care îi vor reprezenta interesele lui Elon Shore sunt angajați în cadrul unui birou de avocatură care ar fi al treilea din regat după numărul de procese câștigate și cărora le-ar fi plătiți bani grei. Dumneavoastră cunoașteți cât ar fi plătit Elon Shore acestor avocați din Marea Britanie? Nu cunosc, este un proces de confidențialitate. Nu cunosc și nu vreau să cunosc. Potrivit anticorupție.md, decizia de a permite apărătorilor din Marea Britanie să participe la proces a fost luată de judecătorul Ion Bulhac. În 2010, mai multe persoane s-au plâns că magistratul ar fi examinat dosare în incinta comisariatelor de poliție din Chișinău în timpul protestelor violente din 2009, fapt negat de judecător, mai notează sursa. Deocamdată nu am reușit să luăm legătura cu Ion Bulhac pentru un comentariu. Acum o lună, avocații lui Elon Shore au fost amendați cu 1500 de lei pentru tergiversarea intenționată a ședințelor de judecată. Condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, Shore, care a fugit din Republica Moldova, s-ar afla acum în Israel. Dosarul pe numele acestuia, care este pe rol la Curtea de Apel Chișinău din 2021, este în fază finală, iar toți martorii au fost audiați, a declarat anterior Veronica Dragalin la emisiunea În profunzime. Primarul Capitalei îl acuză pe ministrul infrastructurii că acesta copiază. Asta este, în limba rusă se numea dvoieșnic. Nici măcar nu știe să inventeze. Declarațiile vin după ce Andrei Spânul a dat în judecată pe Ion Ceban pentru defăimare și a cerut ca acesta să măture timp de un an primăria. Cu mai multe detalii revenim imediat. După ce a demisionat din funcția de primar de Bălți, supărat că blocul său electoral nu a ajuns în Parlament, Renato Usat îi anunță că revine în politică. După o pauză de un an și jumătate, Usat îi spune că vrea să-și restarteze partidul, iar ulterior va decide dacă va candida din nou pentru primăria din Bălți, ori dacă va revni la fotoliul de primar de Chișinău. Plecarea mea din funcția de primar a municipiului Bălți, această pauză politică, era strict legată de respectul față de votul cetățenilor ce și-au ales și guvernarea și opoziția la alegerile din 2021. Și nu altceva decât ce am declarat. Pe fondul criticilor aduse guvernării, Renato Usat i-a anunțat că se întoarce în politică și s-a declarat în opoziție. Îi dăm restartul partidului nostru la nivel național și merg în toată țara pentru a crea un partid puternic, sănătos. Și o face într-un an electoral, urmând ca la toamnă să avem alegeri locale generale. Totuși, Usat îi a evitat să spună dacă vrea să revină la primăria din Bălți sau dacă râvnește la fotoliul de primar de Chișinău. Eu o să ies maximum în 3 luni în fața dumneavoastră și o să vă spun foarte sincer cum stau. Până merg prin țară să discut cu oameni, eu nu sunt gata să vă răspund. Nu s-a abținut însă să se dea cu părerea, în stilul său caracteristic, despre rezultatul pe care ar putea să-l aibă la locale partidul de guvernământ. Of, căruci!
Beslios niscajești cum s-ar zice, știți cum? Astăzi să mergi candidat de la pasă în alegerile locale, asta trebuie să fie smertnic. Adică cum ai și să mergi cu un kil de trotil la scaldat, înțelegeți? Doamne ferește! În iulie 2025, a doua zi după alegerile parlamentare, Renato Usată i-a anunțat că se retrage din politică și demisionează din funcția de primar de Bălți, supărat că blocul său electoral nu a acces în Parlament. Usată i-a fost ales pentru prima dată în funcția de primar al orașului Bălți în 2015, iar peste 4 ani a câștigat al doilea mandat. Igor Dodon poate părăsi Republica Moldova. Cercetat în 2 dosare penale, acesta va pleca în România pentru a-și însoți fiul mai mic la un tratament de reabilitare. Nu a ales Rusia pentru a evita un conflict de interese, spune Dodon, care afirmă că nu are de gând să fugă din țară. Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție i-au permis să plece din Moldova pentru o perioadă de 1 săptămână. Igor Dodon ar urma să plece din țară în perioada 28 ianuarie-5 februarie. Este vorba de un subiect familiar. Nu am solicitat plecarea în Federația Rusă sau în altă parte pentru că procurorii consideră că ar fi un conflict de interese. Am solicitat deplasarea în țara vecină, în România, pentru câteva zile. În acea perioadă nu avem ședințe de judecată, deci nu vedem nicio problemă pentru... Nu am văzut nicio problemă pentru a fi acceptat această cerere. Fostul președinte spune că și soției sale îi este interzis să părăsească țara. Procurorii urmează să examineze parcursul săptămânii viitoare dacă permit sau nu. Dacă nu o să-i permit soției, cel mai probabil nu o să plec nici eu. O să vă întoarceți dacă plecați? Nu o să le fac așa cadou nici procurorilor, nici Maia Sandu, nici celor altor personaje la guvernare pentru a fugi din țară. Eu am avut posibilitatea să plec din țară de mai multe ori și nu am făcut acest lucru. Procurorul de caz spune că, potrivit legii, persoana care are aplicată o măsură preventivă poate să părăsească domiciliul sau țara în cazul în care sunt circumstanțe personale excepționale. La caz nu există circumstanțe personale excepționale al inculpatului Dodon Igor de a pleca pe hotare. Sunt circumstanțe care vizează fiul său, dar nu de cum nu direct pe el. Fiul său poate pleci cu altă persoană. Nu mai decât inculpatul Dodon Igor să plece. În viziunea mea s-au prezentat niște copii de documente care eu așa consider că nu puteau fi luate ca fiind întemeiate suficiente și trebuiau a fi verificate în instanță de judecată. Petru Iermaliuc spune că a cerut să fie audiat medicul care a întocmit documentele care au fost prezentate în calitate de probe. Instanța însă a refuzat propunerea și a acceptat cererea avocaților. Igor Dodon a fost reținut în luna mai, ulterior a fost plasat în arest la domiciliu. În luna noiembrie însă el a fost eliberat din arest. În acest dosar, Igor Dodon este acuzat de îmbogățire ilicită, corupere pasivă, finanțare ilegală a partidului și trădare de patrie, infracțiuni care ar fi fost comise în ultimii 6 ani. Ex-președintele neagă acuzațiile. Record de temperatură în țară pentru luna ianuarie. Ieri la Cea Dărlungă s-au înregistrat 18 grade. Iarna blândă și fără zăpadă îi îngrijorează pe agricultori. Aceștia spun că în cazul în care vremea se va răci brusc, culturile de toamnă ar putea fi compromise. Experții însă afirmă că deocamdată nu există aceste riscuri, ținând cont că în ultimii 5 ani iarna cu temperaturi ridicate a devenit un tablou tipic pentru țara noastră. Marina Calugher, împreună cu soțul ei din satul Stepsoci, Orhei, activează în domeniul agriculturii de 5 ani. În luna octombrie a anului trecut, pe o suprafață de 50 de hectare, au plantat grâu, iar cultura este deocamdată bogată, spun antreprenorii. Înfrățirea înseamnă când dintr-un bob, alături, în loc de plantuță, se fac, iată, deci, de exemplu, 2 sau 3 și mai multe. Atunci se numește că se înfrățește. Dar roada e frumoasă. Roada până ce arată frumos, verde, culoarea este sănătoasă. Deja s-au făcut careva prelucrări. Cu toate acestea, soții sunt îngrijorați că iarna fără zăpadă ar putea compromite recolta în caz de schimbare bruscă a vremii. Că dacă o să fie îngheț, e necesar să fie și zăpadă ca să fie protejat. Altfel este restingheț. Directorul Institutului de Cercetare pentru Culturile de Câmp, Selecția din Bălți, Boris Boincean, spune că temperaturile neobișnuite de ridicate înregistrate la mijloc de iarnă au devenit specifice pentru țara noastră în ultimii 5 ani. La moment tot depinde ce, repet, cât va dura această perioadă caldă și cât de brusc vom trece de la temperaturi pozitive la temperaturi negative. Să întreprindem ceva în această situație
este complicat. Totuși, dacă vremea caldă se va menține, există pericolul ca plantele să înceapă vegetația, proces care are loc de regulă primăvara. Astfel, culturile vor pierde din rezistență și vor deveni vulnerabile la scăderile bruște de temperaturi. Dacă va fi acest pericol de îngheț, atunci, bineînțeles că trebuie să avem rezerve de semințe de culturi de primăvară care pot fi însemnate. Eu cred că nu o să ajungem la situația, sunt optimist. De ce o să monitorizăm? Meteorologii susțin că valul de aer cald care a cuprins sud-estul Europei, inclusiv Moldova, se va retrage în zilele următoare. Ninsorii însă nu sunt prognozate deocamdată. Astfel de valori termice nu sunt normale pentru această perioadă, fiindcă având în considerare că la noi ar trebui să fie maxime de până plus 2, plus 3 grade Celsius, la noi avem temperaturi de până la 15-15 grade Celsius. Încă 2-3 zile ne așteptăm să avem valori termice destul de ridicate, după care ele treptat vor coborâ. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la sfârșitul săptămânii, în nord se așteaptă minime de până la minus 3 grade, iar ziua maximă de până la 6 grade. În sudul țării, minima va fi de minus 1 grad noaptea, iar ziua 8 grade. Reprezentanții celor 4 companii importatoare de carne care au fost percheziționate ieri de procurorii de la crime organizate urmează să fie audiați. Procurorii susțin că aceștia sunt bănuiți că ar fi pus în vânzare în mod conștient produse periculoase pentru clienți. Oamenii legii anunță că perchezițiile au vizat depozitele frigorifice cu circa 480 de tone de carne, oficiile companiilor și automobilele acestora. În urma descinderilor au fost ridicate acte contabile și dispozitive electronice. Totodată, procurorii anunță că angajații ANSA au prelevat probe din loturile de carne vizate. Ziarul de gardă scrie că cele 4 companii care au același proprietar ar fi monopolizat piața cărnii din Republica Moldova. Ion Ceban este gata să se întâlnească în judecată cu vicepremierul Andrei Spânu. Primarul Capitalei spune că se va prezenta în fața magistraților la ședința din martie și va oferi probe care vor confirma acuzațiile pe care le-a adus la adresa ministrului infrastructurii. Declarațiile vin după ce Andrei Spânu l-a dat în judecată pe Ceban pentru că acesta l-ar fi defăimat în cadrul unei emisiuni. Cel mai regretabil fapt este că aflându-se în astfel de funcții înalte, nici măcar inspirații nu au. Copiază. Pentru că am fost eu cel care am dat-o în judecată pe doamna prim-ministru și pe domnul ministru al justiției pentru fals în declarații publice, spunând că vor mătura Piața Mare Admirări Naționale. Ăsta este, în limba rusă se numea dvoieșnic. Nici măcar nu știe să inventeze. Andrei Spânu l-a dat în judecată pe primarul Capitalei pentru că acesta l-ar fi defăimat în cadrul unei emisiuni, fiind acuzat de Ceban de mai multe scheme între Gazprom și Moldova Gaz. Drept despăgubire, acesta a cerut ca Ion Ceban să măture primăria timp de un an. Prima ședință în acest sens ar urma să aibă loc în martie, la care Ion Ceban spune că se va prezenta cu probe, însă a ezitat să ne spună mai multe detalii. Eu? Ceea ce spun, afirm și voi prezenta toate probele. Ce probe? Păi o să vedeți în instanța de judecată. O să prezentați. Fac cu certitudine, eu n-am fugit nicăieri niciodată. Așa. Bun, alte întrebări mai sunt? Ping-pongul de acuzații între primar și vicepremier a început acum un an. Am văzut că și prințesul gazelor, un dita mai de ministru, Obșorovici, care ca un copârlică, ba fâlfâi cu un contract într-o parte, ba fâlfâi cu alt contract în altă parte și se laudă și zice că bunul Dumnezeu ne dă timp bun. Dar în problema ambuteiajelor, bunul Dumnezeu, nu vă dă timp favorabil cumva să rezolvați această problemă. La scurt timp după această declarație, Andrei Spânu a venit cu o replică. Chiar dacă e enervant, fiți calmi, nu fiți ca Ion, a scris Spânu pe pagina sa de Facebook. Cei doi și-au dat replici și în privința altor subiecte, cum ar fi îndemnul de a economisi energie electrică sau pasajul subteran termoizolat cu polistiren. Moldovenii sărbătoresc astăzi Boboteaza. Oamenii au profitat de vremea neobișnuit de caldă și s-au aventurat în lacuri și râuri.
după ce s-au scufundat în apă rece, cei prezenți s-au încălzit cu un pahar de vin fiert. Cu mai multe imagini revenim imediat. Luptele aprige au fost reluate lângă Bahmut, în Donbass. Armata rusă ar fi bombardat 22 de așezări în ultimele 24 de ore, în timp ce ucrainenii spun că au distrus un grup de soldați ruși care au încercat să pătrundă în oraș. În Soledar încă se duc lupte aprige la periferia de vest, chiar dacă, potrivit Institutului American pentru Studiul Războiului, Kievul și-a retras de acolo majoritatea trupelor. În raportul din această dimineață, statul major de la Kiev anunță că ucrainenii au respins atacurile rușilor în regiunea Lugansk, Soledar, Bahmut, dar și în 10 localități din regiunea Donetsk. Armata ucraineană a publicat imagini prin care arată cum lovește o locație din Soledar, în care se ascund luptătorii din trupele Wagner. Dar și mercenarii lui Prigojin au difuzat o filmare în care spun că după Soledar continuă înaintarea cu succes spre Bahmut. Uite mai spinul promzul la Bahmut, Artyomovska, ana controlируется бойцами Вагнера полностью. Эта зона уже, ну тут шумно. В любую сторону смотрим и везде каждые 100 метров брались с боем. И так далее продолжаем. По 100 метров, по 100 метров и забираем. Șeful grupării Wagner a recunoscut recent că folosește și condamnați pentru crime eliberați dacă merg pe front. Pentru Moscova, următorul obiectiv este Bahmutul învecinat, un oraș semnificativ mai mare decât Soledar. În Bahmut mai trăiesc sub 10% dintre cei 70.000 de locuitori aflați acolo înainte de război. Orașul este aproape în ruine. Бои сейчас возле Бахмута очень активные. Сейчас продвигается российская пехота, ее отсекают украинские бойцы, но и артиллерия с обеих сторон очень активно работает. Обстрелы, прилеты, все очень громко. Бои очень активные. Înainte de război, acești bărbați au fost oameni de afaceri, angajați în întreprinderi, iar acum luptă pe frontul din Bahmut. Это вся орда, если она задавит нас, они пойдут дальше, и это должны понимать. Вот мы сегодня стали здесь, чтобы это все остановить. Canalul Al Jazeera a surprins atacul asupra unei clădiri din Bahmut. Explozia a fost înregistrată de o cameră de bord. Pe lângă luptele de pe frontul din Donbass, armata rusă continuă să bombardeze așezările de la granița din regiunea Harkov. Oficialii ucraineni au afirmat că forțele rusești se concentrează în regiunea Zaporojie, posibil pentru un efort defensiv sau ofensiv de amploare. Ucraina și-a îndemnat aliații occidentali să se grăbească și să furnizeze tancuri și apărarea aeriană Kievului. Ca răspuns la livrarea de tancuri britanice și germane în Ucraina, Rusia intenționează să desfășoare în Ucraina cel mai modern tank Armata, aflat în dotarea armatei lui Putin, se arată în analiza de azi a Ministerului Britanic al Apărării referitoare la evoluția războiului din Ucraina. Germania va permite trimiterea în Ucraina a tancurilor de fabricație germană Leopard 2 dacă Statele Unite sunt de acord să trimită la rândul lor tancuri de luptă Abrams, scrie presa germană. Cancelarul Olaf Scholz a evitat ieri la Davos să răspundă direct la întrebarea privind livrarea tancurilor. La rândul său, președintele Volodymyr Zelensky a cerut repetat să fie luată o decizie cu privire la ajutorul pentru Ucraina cât mai curând posibil. The tyranny is outpacing the demands. Mobilization on the wall must outpace a next military mobilization of our joint enemy. În discursul rostit prin videoconferință la forumul de la Davos, președintele ucrainean a cerut viteză în luarea deciziei pentru a livra ajutoare Ucrainei. Russia needed less than one second to start the war. The wall needed days to react with forced sanctions.
Și secretarul general al NATO a declarat că Ucraina are nevoie de arme mai sofisticate. If we want a negotiated peaceful solution to the war in Ukraine, we need to provide military support to Ukraine. Întrebat la Davos despre livrarea tancurilor Leopard, care ar necesita aprobarea Berlinului înainte de a fi exportate din Polonia sau Finlanda, Stoltenberg a spus că există un dialog constant între aliați. În ultimile zile, presiunea crește asupra cancelarului german Olaf Scholz pentru a autoriza rapid livrarea către Ucraina acestor tancuri de luptă puternice. În timpul unei sesiuni de întrebări-răspunsuri în urma discursului său la Forumul Economic Mondial de la Davos, Scholz a evitat să răspundă la întrebarea legată de această dispută. We are not just supporting Ukraine with financial means, with humanitarian aid, but also with a lot of weapons. Șeful Pentagonului, care se află la Berlin, spune că va încerca să convingă Germania pentru a da acordul ca tancurile de luptă să fie transferate în Ucraina. Germania va permite trimiterea în Ucraina a tancurilor de fabricație germană Leopard, dacă Statele Unite sunt de acord să trimită, la rândul lor, tancuri de luptă Abrams, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală germană. Washingtonul însă spune că nu este încă pregătit să furnizeze țării vecine cele mai avansate și puternice tancuri Abrams, justificând acest refuz prin chestiuni de întreținere și instruire. Pe de altă parte, SUA sunt pe cale să finalizeze un pachet uriaș de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare totală de aproximativ 2,5 milioane de dolari în armament, și include pentru prima dată vehicule de luptă Stryker, au declarat pentru CNN două surse. Mâine, aliații occidentali se vor întâlni în Germania în așa numitul format Rammstein pentru a discuta despre noi livrări de arme către Ucraina, inclusiv tancuri. Președintele Ucrainei nu este pe deplin sigur că omologul său rus, Vladimir Putin, este încă în viață. Declarația surprinzătoare a fost făcută în această dimineață în timpul unui interviu video susținut la forumul de la Davos. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului dă asigurări că șeful său trăiește, precizând că Zelensky ar prefera ca el să nu mai fie. Volodymyr Zelensky a surprins în momentul în care a afirmat că nu este sigur dacă Vladimir Putin mai este încă în viață. І сьогодні я не зовсім розумію, з ким говорити і про що говорити. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється там телевізійники зрозуміють на Хромакеї, так, десь він з'являється. Я не зовсім розумію, що це він є. Я не зовсім до кінця розумію, що він живий. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Тому коли ми кажемо перемовини, мирні перемовини, я не зовсім розумію, з ким. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a dat asigurări că Putin e în viață. Понятно, что и Россия, и Путин – это и для Украины, нынешней Украины, и для Зеленского это большая проблема. И понятно, что чисто психологически господин Зеленский предпочитал бы, чтобы ни России, ни Путина не было. Но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает и отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно все равно придется отказываться от российского, тем лучше для такой страны, как Украина. La începutul acestei luni, șeful spionajului militar ucrainean a declarat într-un interviu pentru ABC News că Vladimir Putin este bolnav de cancer în faza terminală și că va muri în curând. El a mai spus că Putin își folosește dublurile pentru a evita aparițiile publice. Ar avea cel puțin trei. Presupusele dubluri au obiceiuri diferite, maniere diferite, mersuri, uneori chiar urechi și înălțimi diferite. Kievul investigează accidentul de ieri în care un elicopter s-a prăbușit lângă o grădiniță și o clădire rezidențială. Președintele Zelensky a anunțat că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili condițiile în care s-a petrecut tragedia. În oraș au fost declarate 3 zile de doliu pentru cei care au murit în accident. Tragedia a luat viața a 14 persoane, inclusiv un copil. Oamenii aduc flori, lumânări și jucării la locul accidentului de ieri din Brovară. Canalele Telegram publică imagini din primele minute după prăbușirea elicopterului.
14 persoane au devenit victime ale tragediei din Provary. Printre ele se numără inclusiv ministrul de interne al Ucrainei și membrii ai echipei sale. 25 de persoane au fost rănite, inclusiv 11 copii. Vanessa a suferit mai multe arsuri și a fost rănită la față. Fetița a fost adusă la grădiniță de către mama ei înainte ca elicopterul să cadă. Ce să cază și подумала, що то був дрон. Прибігла туди і побачила, що садочок горить, що капець. Я не знала, що з моєю дитиною. Я навіть не можу вам сказати, що я пережила. Împreună cu alți părinți, mama Vanessei spune că a început să scoată copiii pe fereastră din grădinița care ardea. Gleb Casian, un elev de clasa 10, a ajuns lângă locul prăbușirii împreună cu un prieten și a ajutat la evacuarea copiilor din grădiniță. Дітки розповідали, що їм дуже хочеться додому, що їм страшно, що таке сталося. Ми їм сказали, що там просто знімають кіно і щось трошки не так пішло. Printre cei 14 morți este și un copil. Acesta a fost ucis împreună cu mama sa în timp ce se apropiau de grădiniță. La fel au fost uciși și alți 4 trecători. Unii localnici din zonă spun că elicopterul zbura foarte jos înainte să se prăbușească și că elicia nu se mai rotea. Alții spun că, din potrivă, totul părea funcțional. Он перед моїми глазами, то на уровні моєго етажа, значить, воно так от туди летіло. А потім послышался этот взрыв, а потом этот огненный такой здоровый тоже метров 5-6 от меня. Deocamdată cauzele tragediei nu sunt cunoscute, sunt luate în calcul toate variantele: eroare umană, defecțiune tehnică sau atac. Ucraina nu a pretins implicarea directă a Rusiei în prăbușirea elicopterului, dar președintele Volodymyr Zelensky a spus că tragedia a fost o consecință a războiului. Elicopterul Puma s-a prăbușit ieri dimineață lângă Kiev. La bord se aflau ministrul de interne, prim adjunctul său și alți oficiali care mergeau la o întâlnire în Harkov. Aparatul de zbor era unul dintre cele mai noi, aflate în dotarea Ministerului de Interne al Ucrainei. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi boboteaza pe stil vechi. Așa cum spune tradiția, în această zi oamenii s-au scufundat în lacuri și râuri. În acest an, vremea caldă și însorită a scos din case mai mulți doritori. Și pentru că această sărbătoare încheie șirul sărbătorilor de iarnă, după ce s-au scăldat, moldovenii au savurat din vinul fiert și plăcintele fierbinți. De bobotează, locuitorii satului Horești, raionul Ialoveni, au venit la Iazul din localitate să se scalde, așa cum spune tradiția. Unii ne-au spus că au făcut-o pentru prima dată, fiind motivați de temperaturile neobișnuit de ridicate. Foarte rece. Am ieșit din apă și pur și simplu deja nu mi-e frig. Eu cred că sunt foarte importante pentru că asta și pentru sănătatea noastră este foarte bine. Astăzi creștinii ortodoxi din Republica Moldova sărbătoresc sărbătoarea Botezul Domnului, unul din cele 12 sărbători mari domnești. Scufundarea în apă este pentru sănătatea trupului nostru, iar pentru sănătatea sufletului nostru, noi mergem dimineața la Sfânta Liturghie, la biserică. Printre curajoși am întâlnit-o și pe Ana, care ne-a spus că s-a aventurat și ea pentru prima dată în apa rece. Curajul e doar de la Domnul a fost. Și în primul rând pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea familiei, a copilor. Încurajez doamnele să fie mai multe și mai active. Nu a renunțat la tradiție nici preotul mănăstirii Horești, care după ce a sfințit apele, s-a scufundat și el. A fost foarte bine ca în fiecare an. O bucurie a sărbătorii. Deși astăzi am avut parte de temperaturi primăveratice, oamenii își aduc aminte cu nostalgie de vremea când se scăldau la copcă. Era mai bine dacă era minus 10 grade, ar fi fost minunat. Dar este bine și așa. Când e cer de orice, atunci și apa parcă îți pare că e mai caldă, dar acum e foarte rece. După ce s-au scăldat, oamenii s-au încălzit cu un pahar de vin fiert și plăcinte fierbinți. Când te vâri în apă e foarte interesant, dar când ești e mai interesant, te încălzești. Și cu ajutorul Domnului a făcut-o și pe asta. Am luat și un ceai, fiindcă așa se recomandă, deci după procedurile
care le facem cu apă rece, trebuie de băut ceva mai cald. Sărbătorim astăzi botezul Domnului nostru Iisus Hristos în apele Iordanului și avem o frumoasă tradiție, iată, an de an ne adunăm aici. Sărbătoarea Boboteaza, numită și botezul Domnului, încheie ciclul celor 12 sărbători de iarnă. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Olga Țapordei se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Olga, bună seara! Ce ascultăm? Bună seara, Daniela! Azi e Boboteaza. În ce lact ai scufundat în dimineața asta? Eu m-am scufundat astăzi maxim în lucru, de altfel ca în fiecare zi. Nu respect această tradiție, n-am făcut asta niciodată și cine știe, poate o-i face în viitor, dar acum nu. Dar tu, în ce lac te-ai scufundat? Ce s-a întâmplat cu vocea ta? Eu tot nu, că, cum ai observat, vocea nu mi-a permis, dar iată colega noastră, Iulia, să știi că a făcut-o. Dar cu cine a mers și cum a fost senzația, vedeți în emisiunea de azi. În studio va veni și femeia care le reușește pe toate, Tatiana Maxean. Daniela, atât pentru azi, îți mulțumesc și te aștept cu drag la O seară perfectă. Mulțumesc, Olga, multe baftă! De Boboteaza și rușii s-au scăldat în apele reci ale râurilor și lacurilor. O baie printre bucățile de gheață a făcut și președintele Vladimir Putin, anunță secretarul Kremlinului. În Iacuțsk, unde temperaturile au atins un nivel record de minus 62 de grade Celsius, localnicii, dar și guvernatorul regiunii au făcut baie la copcă. Noaptea trecută, rușii au format cozi la biserici pentru a participa la slujbă și a lua apă binecuvântată. Vada pomagaie delgalecii, ot ea piu și dajil de 82 let. Piem eu, când zăbaleem, hrănim eu de sledeșii godă. Iar la miezul nopții, 10 de oameni de diferite vârste au intrat în apele rece ale lacurilor, pentru unii fiind prima experiență. Необычно, конечно. Я просто первый раз, поэтому это, конечно, незабываемо. Пропустил столько раз, думаю, надо хоть как-то начать опять. Вообще прекрасно, обожаю. Și președintele rus, Vladimir Putin, a făcut o baie în apele rece ale unui lac din apropierea de Moscova, anunță purtătorul său de cuvânt, care a precizat că în acest an nu vor fi publicate imagini cu liderul rus la bustul gol cum se scufundă în apă, așa cum se obișnuia de fiecare dată. Tradiția a fost respectată și în orașul cu cele mai mici temperaturi din lume, Iacuțsk. Oamenii au făcut baie printre sloirile de gheață. Chiar și guvernatorul regiunii a intrat în apele rece ale unui lac. Ieri în Iacuțsk au fost înregistrate temperaturi record de minus 62 de grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură din ultimii 20 de ani. Surprize mari pe tabloul masculin de la Australian Open. Mai mulți favoriți la câștigarea turneului, printre care Alexander Zverev și Casper Ruud, au fost eliminați în turul 2. A suferit înfrângere și gruparea AC Milan. Rosonerii au pierdut duelul din Supercupa Italiei cu rivala Inter Milano. Iar în Argentina, victoria naționalei la Cupa Mondială a inspirat un fermier să reproducă chipul lui Messi într-un lan de porumb. Aflați cum i-a reușit să creeze imaginea văzută din cosmos la știrile din sport. Fostul premier britanic Boris Johnson a devenit cetățean de onoare al Kievului cu acte în regulă. Acesta a primit azi distincția și însemnele pentru că a ajutat Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei. Consiliul local de la Kiev i-a conferit lui Boris Johnson titlul de cetățean de onoare încă din noiembrie, însă fostul premier a primit abia astăzi distincție de la primarul Vitali Klitschko în cadrul forumului de la Davos. Thank you very, very much. Well, there you go. Is it on? Yep. Thank you very, very much, Mr. Mayor Vitali. Thank you very much, Vladimir. It's a, well, that's my passport. Thank you very much. My freedom pass. My freedom pass for the Kiev metro and Johnson a fost unul dintre primii lideri mondiali care au văzut Kievul de la începutul războiului, ajungând în capitala ucraineană la sfârșitul lunii aprilie. Ukrainians would fight and that they would win.
And that is what is going to happen. Yes. Johnson este și cetățean de onoare al Odesei. Numele său este la Kiev pe Aleea Curajului, iar în august 2022 a primit cel mai înalt premiu al Ucrainei pentru un cetățean străin, Ordinul Libertății. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Olga Țapordei. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!